Fostul primar al orașului Eforie a fost găsit mort într-o cameră a unui hotel din centrul capitalei. Ovidiu Brăiloiu avea 49 de ani și în prezent ocupa și funcția de director executiv al Direcției de Urbanism din cadrul primăriei sectorului 5 al capitalei. Astăzi, un apropiat a încercat să ia legătura cu Ovidiu Brăiloiu la hotelul în care acesta era cazat, dar nu i-a răspuns nimeni. A sunat la 112, pompierii au venit la hotel, au deschis ușa cu o cheie de rezervă și l-au descoperit pe bărbat fără viață. Colegul meu Adrian Bujoaică însă are mai multe informații pentru noi. Adrian este în direct prin telefon. Bună ziua, Adrian, ce spun anchetatorii? Bun găsit, deocamdată anchetatorii sunt în camera de hotel în care a fost găsit trupul fostului edil pentru a efectua cercetarea la fața locului în încercarea de a stabili toate circumstanțele în care s-a produs acest incident. Pe de altă parte, așa cum ai spus și tu, trupul lui Ovidiu Brăiloiu a fost descoperit de angajații hotelului împreună cu echipajele smurt chemate aici pentru a interveni, iar imediat ce ușa de la camera închiriată de fostul edil a fost deschisă cu o cheie de rezervă, trupul acestuia a fost descoperit întins pe pat, fără a avea însă urme de violență. Potrivit unor surse, fostul primar suferea de o boală foarte gravă, iar în această perioadă era sub tratament. Medicii de la Institutul Național de Medicină Legală au ridicat trupul neînsuflețit al lui Ovidiu Brăiloiu și au mers către IML pentru a efectua autopsia și mai apoi pentru a trage concluzii privind cauzele decesului acestuia. Am înțeles, îți mulțumim pentru informații, Adrian.